Clădire în care își desfășoară activitatea angajații prefecturii, dar și ai Consiliului Județean, are nevoie de reparații capitale. Palatul administrativ, construit în perioada comunistă, s-a degradat considerabil, iar de-a lungul anilor nu s-au făcut intervenții din lipsă de fonduri. Prefectul județului anunță însă că în luna decembrie anului trecut a primit o adresă prin care i s-a adus la cunoștință faptul că poate accesa fonduri norvegiene în vederea reabilitării energetice a imobilului. Un proiect de fonduri norvegiene. Noi o să aplicăm pe acest proiect, o să vedem dacă o să reușim să ne încadrăm în perioada de timp scurtă pe care ne-au propus-o cei de la minister, fiind vorba de sfârșitul lunii martie. Am făcut și eu, o echipă care se ocupă de implementarea acestui proiect, condusă de domnul subprefect, echipă care are rolul de a întocmi documentele necesare pentru a putea aplica pe acest proiect pe fonduri norvegiene, destul de generos, suma maximă este 2 milioane de euro. Proiectul și licitația urmează a fi perfectate la nivel central, la Ministerul de Interne. În general, de lungul anilor, pe partea de investiții, noi nu prea am fost, să spunem, congratulați cu sume. S-ar putea, în momentul în care trimitem acea notă conceptuală aprobată de domnul prefect, ei se considere că licitația sau organizarea licitației pentru atribuirea proiectului, pentru atribuirea întocmirii documentației și avizării documentației să o facă dumnealor și atunci s-ar putea să ocupe ei de acest lucru. Deci eu știu din experiența anilor trecuți că, în general, nu prea ni s-au acordat nouă fondurile pentru organizarea licitațiilor, ci s-au făcut la nivel de Ministerul Internei, la următorul, el fiind următorul secundar de credit. 2 milioane de euro este suma ce ar putea fi obținută pentru reabilitarea energetică a Palatului Administrativ.